Dragi prieteni, bine v-am regăsit de această dată cu un subiect cu totul și cu totul ieșit de pe paginile ziarelor. Muzica și mai ales muzica cultă nu prea apare în ziare. Apar în ziare tot felul de povești și anecdote din alte zone ale muzicii, așa numită muzică ușoară sau ușuratică, dar prea puțin din muzica clasică, muzica serioasă și cu tradiție. De această dată însă, prin mediul online s-a auzit, am început să auzim de un proiect extrem de interesant, Consonantis, un proiect muzical inițiat de câțiva creștini. Îi avem în această emisiune invitați pe doi dintre cei care participă la acest proiect, unul dintre inițiatori și dirijorul, le spun bun venit, domnul Titi Demian, domnul Răzvan Nemeș, bine ați venit și abia aștept să ne povestiți despre acest proiect care mie mi se pare fascinant. Un proiect muzical care se adune la oaltă muzicieni creștini. Vă rog să ne spuneți puțin, încep cu dumneavoastră, înțeleg unul dintre părinții proiectului, povestiți-ne câte ceva despre începuturile, cum v-a venit ideea, ce pași s-au făcut până aici, care au fost stadiile de dezvoltare a proiectului. Da, mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Mă simt onorat să fiu prezent și să vorbesc despre ceea ce am inițiat în ultimul an, ca să zic așa. De fapt, proiectul Consonantis se naște dintr-un alt proiect. În urmă cu 5 ani, chiar 6, văzând cum evoluează lucrurile în mediul creștin, în bisericile creștine, din punct de vedere muzical, ne-am gândit că ar fi bine cel puțin o dată pe an să auzim cântate cântări dintr-o singură sursă. Ne-am gândit la compozitorul Nicolae Moldoveanu și ni s-a părut eficient să cântăm o dată într-o biserică și primele două ediții au fost la Sibiu, să cântăm doar muzică compusă de fratele Nicolae Moldoveanu. Am, împreună cu alți colaboratori, am invitat formații muzicale, grupuri, cor, orchestră, fanfară și le-am spus, pregătiți ceva din repertoriul vast al fratelui Nicolae Moldoveanu și haideți să ne întâlnim într-un loc, anume cel mai bine ar fi poate la Sibiu, că acolo a locuit fratele Niculiță, să cântăm spre slava lui Dumnezeu din această sursă. Dar cum spunea dânsul, să cântăm spre slava Domnului cântarea. Spre slava, da, era cunoscută de către tot mediul evanghelic. Și am pus mâna pe telefon și am început să chemăm oameni. A fost o sărbătoare foarte frumoasă. S-a ținut și dimineața și de după masă în bisericile din Sibiu. Apoi proiectul a luat amploare. Frații și-au dorit să mai facem lucrul ăsta cel puțin o dată pe an și l-am realizat cu ajutorul lui Dumnezeu. Și anul acesta a fost o surpriză pentru mine. Deja frații de la Deva au realizat o lucrare foarte frumoasă la Biserica Baptistă Sfântă Treime și n-am mai fost nevoit să mă implic eu foarte mult. Și atunci am zis, bun, proiectul ăsta a ajuns la maturitate, se poate copia, se pot face lucruri frumoase, nu mai trebuie ajutor sau sprijin din partea noastră, pentru că proiectul deja se știe, se face bine. Să menționăm un lucru pentru prietenii noștri ascultători care nu știu foarte multe despre Niculiță Moldoveanu sau Nicolae Moldoveanu. De ce acest autor, trebuie menționat că sunt peste 5.000 de cântări pe care... 8.000. Da? 8.000 de cântări, da. Știu de 5.000 publicate, deci îmi se pare că sunt încă în manuscris. Deci 8.000 de cântări, un autor foarte, foarte productiv și este unul dintre greii cântărilor noastre și vorbesc aici de lumea evanghelică, incluzând oastea Domnului, unul dintre greii, compozitorii grei. Și când spun greu înseamnă foarte interpretat în biserică, care a lăsat o amprentă extrem de puternică asupra melosului evanghelic. Dar de aceea bănuiesc că a fost alegerea asta. Chiar am făcut o statistică în 5 ani, deci la 5 ediții ale simpozionului, s-au cântat, media a fost de 43 de melodii la fiecare ediție, deci alte melodii, nu aceleași.
Am căutat să cântăm tot altceva. Și am făcut un calcul, dacă împărțim cele 8000 de melodii, la 43 cât a fost pe fiecare an, ar trebui să mai cântăm încă 186 de ani. Tot alte melodii ca să epuizăm repertorul. Și atunci, din proiectul ăsta, s-a născut o altă dorință pe care o aveam eu mai de mult. Dumnezeu mi-a pus pe inimă lucrarea asta. Ce ar fi să încurajăm toată muzica românească. Am văzut că în ultimul timp deja mi se pare mie că există prea multă muzică străină, nu mă refer, necredincioasă. Importată sau calchiată. Importată, da. Calchiată. În bisericile noastre și am zis trebuie să facă cineva și pentru compozitorii români să aibă undeva unde să-și expună lucrările, dacă nu între noi, cine să facă și unde. Da. Și atunci de aici s-a născut, hai să organizăm un concert și am zis hai să chemăm profesioniștii creștini să facă o lucrare profesionistă. Da, da, și atunci ne-am gândit la proiectul Consonantis și în urmă cu un an de zile tinerii, ei deja se închegaseră ca un grup coral, un cor de cameră și au început să cânte spre slava lui Dumnezeu și ce m-a atras către proiectul lor și am zis aici există undeva o intersecție, trebuie să beneficiem de ea, au încurajat compoziția. Și am zis, bun, dacă ei încurajează, hai să începem un proiect și ne-am gândit că cel mai bine ar fi la bază să stea cel mai proeminent compozitor român creștin, ca să nu fie discuții, da, de ce am luat de la unul și n-am luat de la altcineva. Avem de unde lua, haideți primul concert să-l facem numai cu melodii de al fratele. Da, și mai ales să nu stârnim orgoliile cu alți compozitori care sunt în viață. Când avem pe unul trecut la Domnul, e mai simplu, nu mai are orgoliile respective. Da, și am zis de aici, hai să fie o încurajare pentru compozitorii creștini să-i promovăm. Sunt mulți tineri creștini care sunt foarte apreciați în filarmonicile din România, au rezultate deosebite și ne-am gândit, eu m-am gândit pentru inima lor, cred că le-ar place să cânte odată împreună. Da, sau cel puțin de mai multe ori. Dacă... Da, e excelent proiect și acum aș vrea să ne apropiem de detaliile, de anatomia proiectului. Domnul Răzvan Nemeș va dirija, înțeleg? Deci veți dirija un prim concert al acestui proiect, un rezultat. A spus că ați vrut să-i adunați împreună pe muzicienii creștini care cântă în filarmonici deja și va avea loc un eveniment. Aș vrea să povestiți puțin despre acest eveniment în care sunteți direct implicat. Și apoi ne vom întoarce puțin la proiect, să vedem un pic din fața cortinei și ce se întâmplă în spatele cortinei. Deci ce se va întâmpla foarte, foarte curând. În primul rând vă mulțumesc și eu pentru invitație. Cu mare drag. Ca să încep un pic cu începutul, gândurile noastre și ai gândul meu și al lui fratele Titi s-au intersectat și au devenit proiectul ăsta. Și se poate materializa. Visul meu a fost de ceva ani să văd un cor și o orchestră numai de muzicieni profesioniști creștini, evanghelici și muzicieni dedicați și care să cânte cu inimă pentru slava Domnului. Uh-huh. Ca să vă povestesc geneza proiectului în sine, pornește de la nevoia de a ridica un pic nivelul muzicii creștine românești la alte standarde, că avem cu cine. Avem oameni pregătiți. În România, nu știu în câte țări, probabil se poate și în alte țări, dar în România avem oameni care să compună, oameni care să aranjeze, oameni care să cânte la cele mai înalte niveluri și atunci de ce să nu-i folosim pentru slava lui Dumnezeu? Statul și filarmonicile și îi folosesc foarte bine, se folosesc de darul pe care Dumnezeu le-a dat lor, muzicienilor creștini, atunci ne putem folosi și noi să-L folosim pentru slava lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu merită și merită cei mai buni. Da, aici sunt două lucruri. Pentru cei care nu știu dintre prietenii noștri, trebuie să ne aducem aminte de niște statistici care trenează încă dinainte de 89.
Liceele de artă au fost pline, că vorbim de Oradea, exact. Arad, Deva, chiar București, pline de evanghelici. De ce? Pentru că în bisericile noastre se învăța nota, de mici copii învățau nota și veneau deja mulți dintre copiii noștri la orele de muzică, păi voi ce, de unde știți nota? Noi suntem pocăiți la biserică și acolo am învățat. Asta este un prim aspect, dar ca revers al acestei medalii, am avut și această mentalitate și aici aș vrea să insist puțin. Ați amintit de calitatea de muzici din bisericile noastre. Avem o mentalitate păguboasă. Domnul primește și așa, sacrificând exact. Calitatea. Puteți să insistați un pic? De ce trebuie să fie lăudat Domnul mai bine decât am face o amator fiind sau așa, în dorul elii, să facem și noi, să cântăm ceva, că Domnul primește? Păi, în primul rând, cred că Domnul merită să fie lăudat de nota 10, să zic așa, nici măcar de 9,99, la cât e de mare el și muzica venită din cer, știți, avem noi o cântare, din cer e pornită cântarea și în cer se va întoarce ea, acolo trebuie să se întoarcă, dar trebuie să se întoarcă bine și frumos. E adevărat că Dumnezeu primește, dacă ai inimă bună, și nu la toți le-a dat darul ăsta să cânte foarte bine sau harul de a face o școală. Și atunci când, dacă Dumnezeu ne-a dat harul ăsta, noi suntem datori să lăudăm pe el și să o facem cum am învățat noi mai bine și cum știm mai bine să ne folosim darul pentru el. În 5 noiembrie la ora 18 veți avea la Casa Universitarilor afișul aici în sala Auditorium Maximum un concert vocal simfonic chiar intitulat așa, Cântările Harului. Înțeleg că se continuă ideea celorlalte proiecte Sibiu Deva, Cântările Harului, compozitor Nicolae Moldoveanu, cor și orchestra Consonantis, Răzvan Nemeș dirijor, Silviu Bratu dirijor cor. Deci iată că ați ajuns la primul concert. Cum merg pregătirile? Ce se întâmplă chiar acum? Ați intrat, bănuiesc, în repetițiile generale? S-au adunat muzicienii pe care sperați? Aveți pentru fiecare partită? Aveți oameni? Da, vreau să vă zic înainte de asta că proiectul este 100% românesc. Deci am reușit să ajungem la excelent, la nivelul ăsta de 100% românesc. Compozitorul fiind român, aranjorii toți sunt români și muzicienii și toți cei ce cântă sunt români. Am început deja lucrul, avem piesele pe care le vom cânta și viziunea concertului, aproximativ în proporție de 95% făcută. Deja s-au început repetițiile cu corul. Silviu Bratu este dirijorul corului. El a și făcut repetiții weekendul acesta. Iar repetițiile vor fi în săptămâna aia 1-5 noiembrie, atunci fiind muzicieni profesioniști, avem nevoie de o săptămână în care să punem tot concertul pe picioare. Am înțeles. A doua întrebare. Aveți pentru fiecare parte din orchestră reprezentanți creștini sau trebuie să lucrați cu alte persoane? Aici puțin face diferența de alte proiecte de genul acesta, proiectul nostru, deoarece avem doar oameni creștini, doar evanghelici, doar oameni care sunt schimbați și știu pentru ce cântă. Am încercat să alegem oamenii care i-am cunoscut noi, de data asta noi am făcut selecția, n-am spus că se poate veni cine vrea să se înscrie, nu am ales noi, ca să mergem direct la sigur. Cât am știut noi, mai departe Dumnezeu știe ce în inima și în gândul fiecăruia, dar am ales oameni care au făcut un legământ cu Dumnezeu și oameni care sunt dedicați lucrării, oameni maturi, spiritual. Am vrut să alegem oamenii care știu pentru ce cântă și știu de ce cântă și sunt serioși în lucrarea asta. Deci înțeleg că ați făcut o selecție și ați luat muzicieni creștini evanghelici. Da. Pentru că repertoriul presupune niște concepte cântate, niște idei muzicale care sunt comune nouă limbajului evanghelic. Asta este
înțeleg eu ce a stat în spatele proiectului, citind și descrierea proiectului dumneavoastră. Aici aș vrea să intervin eu un pic. În momentul în care am avut pe inimă lucrarea asta, m-am dus la păstorul bisericii din care fac parte. Pe vremea respectivă era fratele Gicu Stan, la o discuție personală, și am zis, uite ce aș vrea să fac împreună cu o echipă de tineri, și ne-am gândit un pic la criteriile de selecție. Au fost criterii de selecție, trei criterii la care ne-am gândit. Odată să aibă studii de conservator sau cel puțin ceva concursuri internaționale. Deci, din punct de vedere al interpretării, să fie la un înalt standard, ca să putem să-i dăm partituri pe nivelul respectiv. După aceea să fie integrat într-o biserică evanghelică. Să stea sub autoritate eclesială, da? Foarte așa, important. Și să aibă o mărturie bună în societate. Foarte adică important. Adică ne-am gândit că nu ne mulțumește o adeverință, dar dacă trăirea și comportamentul nu este cel pe care ni l-am dorit ca și creștini, căutăm în altă parte, ca să zic, da, așa. Cred deci că a fost destul de greu, dar un an de zile ne-am gândit la oamenii pe care să-i chemăm. Și așa cum zicea Răzvan, nu a fost undeva o strigare, cine vrea să se înscrie. Pur și simplu, înainte de a-i contacta, ne-am gândit la ei, am întrebat despre ei, se poate cu omul ăsta, am putea lucra, și a fost destul de greu la anumite partide de instrumente să găsim, dar până la urmă cu Dumnezeu făcut, am găsit. Da, ați făcut headhunting, ați făcut recrutare destul de complexă. Cred că e foarte important ceea ce ați amintit, mărturia creștină, pentru că fiind aproape de mulți muzicieni și având în familie muzicieni, am observat că nu întotdeauna muzica se întâlnește cu mărturia bună. Din păcate, mediul muzical este extrem de stresant, presant, și uneori etica este ultima preocupare a celor care sunt în mediul sportiv, în mediul muzical. Presiunea de grup este foarte mare. Ce se va întâmpla dacă cineva din cei cooptați în proiect își strică mărturia? Va fi pur și simplu exclus, dat afară? Cum procedați? Proiectele merg punctual. Deci acum organizăm concertul respectiv cu oamenii pe care i-am contactat. În momentul în care auzim de cineva sau sunt anumite semnale că nu se mai încadrează, ei au semnat un contract de colaborare. Un angajament, da. Și atunci noi încercăm să avem o discuție, să reparăm lucrurile sau să salvăm ce se poate, dar cred că nu va sta proiectul într-un singur om. Și vreau să menționez că nu înseamnă că cei pe care i-am găsit noi sunt cei mai buni sau numai ei sunt. Pur și simplu pe ăștia i-am cunoscut, pe ăștia i-am contactat, și pentru proiectul ăsta și din punct de vedere financiar nu ne-am permis mai mult. Dar asta nu înseamnă că nu mai sunt și alți credincioși, și cred că în fiecare oraș universitar s-ar putea face o orchestră și un cor numai dintre creștini de calitate. Dacă sunt credincioși evanghelici care doresc să vă contacteze, să participe la proiect, vă pot contacta, vă pot sesiza să evaluați, să vină, să participe voluntar sau știu, contracost, cum pot, s-ar putea cineva, probabil prin emisiunea noastră aude pentru prima dată că există un acest proiect și ar vrea să participe, vrea să-și pună talentul în slujba lui Dumnezeu și să îl laude pe Dumnezeu, așa cum a spus domnul Răzvan Nemeș, vreau să laud pe Dumnezeu pentru că eu simt mai aproape tipul ăsta de creație muzicală. Ce poate face un asemenea profesionist? Pur și simplu poate să intre pe site-ul consonantis.ro. Da. Acolo găsește toate informațiile de care are nevoie, ne contactează și vedem cu ce poate să contribuie la proiectul respectiv. Primim ajutor din orice parte și orice idee e bună, dar noi încercăm să rămânem pe nișa asta, ca să o numesc așa. Deci vreau să amintesc, proiectul nu se vrea în concurență cu alte proiecte, se vrea în completare cu alte proiecte și noi dorim să promovăm muzicienii creștini români și muzica românească. Deci dacă vine cu o idee, va trebui ca ideea respectivă să se încadreze în acești parametri. Deci dacă vine, de exemplu, este un compozitor de care noi nu știm,
evanghelic și vrea să-și expună undeva o lucrare și ar vrea să fie cântată în stilul vocal simfonic. Ne poate contacta, melodia trebuie să fie 100% românească, să avem acordul compozitorului și bineînțeles că va fi un criteriu de evaluare și se va face tot ceea ce este necesar, dar vrem să promovăm muzica românească, adică ai un dar pe care ți l-a pus Dumnezeu, vino cu el, haide împreună să-l folosim pentru slava lui Dumnezeu, aici pe pământul românesc. Unde... Da, cred și lăudabilă ideea de asta, stăm de vorbă și vreau să facem cunoscut proiectul, pentru că în această cascadă de praise and worship, care are rolul lui și locul lui, dar cred că bisericile noastre românești s-au contaminat de un anumit stil de muzică foarte străin de spiritul nostru, se americanizează și îmi reproșează prieteni de-ai mei care vin din mediul ortodox sau din mediul catolic, vin în bisericile noastre și spun, doamne, e foarte americanizat la voi aici. Foarte, până și predicatorii pronunț un pic afectat așa, un pic și muzica e faină, îmi place, dar e prea de acolo. Ei, aici cred că veniți să răspundeți la o nevoie de a promova și mai ales în aceste aranjamente. Văd aici aranjori extrem de cunoscuți și apreciați, maestru Sabin Păuța, profesorul Teodor Cacera, care mi-este coleg la Universitatea Emanuel Lucian Mârza, Marian Fedur, Dor Niculescu, Emanuel Bălăcean, un alt coleg de al nostru, Angela Gherasim, Dan Muncaciu, Andrei Dunga, Unișor Rodilă și mai sunt și alții aranjori extrem de talentați pentru cor, pentru formații de alămuri, iar stilul în care aranjează acești oameni nu este deloc plictisitor pentru generația tânără. Am ascultat câteva aranjamente în stil jazz, în stilul muzicii contemporane, foarte, foarte atractive. Și astea trebuie cunoscute. Nu sunt promovate, nu sunt cunoscute. Deci este lăudabilă inițiativa noastră. Ne întoarcem din nou la Consonantis. A spus că primiți ajutor. Bănuiesc că toată povestea asta costă. Cum se va finanța? V-ați gândit? Muzicienii sunt destul de nepractici de obicei. Cum totuși o să susțineți o asemenea inițiativă? Pur și simplu n-am avut la început nicio sursă de venit. Bănuiam eu. A fost o dorință și am zis, dacă Dumnezeu binecuvintează, Dumnezeu va găsi și resursele. Ca să fim totuși și transparenți și ca să evităm cheltuieli suplimentare, ne-am gândit la un moment dat să înființăm o asociație sau să facem ceva ca să putem atrage și fonduri de la agenții economici care s-ar putea deduce cu cheltuielile, cu cheltuielile respective. Și am zis, hai să evităm cumva cheltuielile astea suplimentare cu avocați, cu tot felul de cheltuieli care sunt când înființez o asociație. Hai să ne afiliem unei fundații care are deja lucrurile astea și care merge pe aceleași principii. Cunoscându-l pe fratele Gicu Stan, el pe vremea respectivă era și președintele Prodeo, fundației Prodeo creștine, care susține liceul creștin Prodeo. Și am zis, eu cred că ne putem găsi un punct comun și să mergem să ne promovăm reciproc. Dânșii au pus la dispoziție conturile. Infrastructura. Da, infrastructura, tot, da. Și ne-am zis, noi venim cu oamenii, noi căutăm, vedem ce se poate face și mergem împreună pentru același proiect. Și așa am găsit înțelegere și vom colabora împreună din acest punct de vedere. Deci dacă sunt agenți economici care doresc să susțină financiar, o pot face, toate informațiile sunt pe site. Dacă sunt persoane fizice, consonantis.ro este o rubrică acolo unde se poate descărca un formular de contract. El vine ștampilat, semnat și
totul este ok, fondurile vin din cont în cont. E foarte simplu. Da, da. Persoane fizice, dacă sunt, o pot face tot donând în contul respectiv, cu specificația pentru consonatis. Asta a fost înțelegerea noastră. Deci avem acces la conturile fundației, dar este foarte important să scrie la destinația banilor pentru consonante. Și atunci frații de acolo, în momentul în care iau un extras de cont, văd banii care sunt pentru noi. Oricum, unul din membrii fondatori și membrii din fundația Prodeo este și membru în comitetul nostru de organizare și atunci lucrurile merg bine. De asemenea, să vor vinde bilete, nu? La concertele dumneavoastră. Da, am vrut să fie... Deci nu cumva... va fi ceva gratis, cum se obișnuiește. Da, am vrut să scoatem ideea asta de gratis. Pentru că vin persoane care nu... Vin numai că e gratis. Și atunci am zis, hai să ridicăm un pic standardul, să punem un preț modic pentru un concert, ca să vină oameni care își doresc și care pot să plătească. Și din observațiile mele, atunci când omul plătește un lucru, prețuiește mai mult. Stă mai cu minte la concert, vine îmbrăcat altfel, știe că vine ca la filarmonică. Înțeleg că proiectul va demara acum în 5 noiembrie și vor fi reluări tot în același fel. Unde doriți să ajungeți? Se va ajunge la o filarmonică creștină, la ceva de genul ăsta? Cu siguranță nu vreți să concurați celelalte filarmonice, din felul în care am înțeles până acum, din felul în care sunteți organizați. Dar cam așa îmi sună mie, se tinde spre un fel de filarmonică creștină. Da, acolo vrem să ajungem la o filarmonică creștină. Nu vrem să facem concurență, dar ne gândim totodată că atâtea filarmonici creștine în lume și în România sunt foarte multe, de stat, care cântă pentru tot felul, doar pentru oameni sau doar pentru bucuria muzicii. Noi ne gândim că și Domnul merită o astfel de lucrare, o filarmonică creștină, o filarmonică pentru slava Lui. Vrem să ajungem acolo, încă nu putem să o numim filarmonică creștină, suntem la început, asta e primul concert pe care îl facem, dar vrem să ajungem tot mai sus și să înaintăm și să înaintăm pe... Nu trebuie să nu visați, pentru că din informându-mă puțin și căutând despre astfel de proiecte similare în lume, să știți că filarmonicile private o duc chiar foarte bine, mai bine decât cele finanțate de stat, așa că nu-i de aruncat ideea și noi nu tindem spre lucruri mari, nu? V-aș încuraja să mergeți în direcția respectivă și să știți că se poate trăi din muzică. Dacă există o înțelegere, și asta este scopul pentru că noi facem astfel de emisiuni, dacă educăm publicul și dacă există o înțelegere corectă a rolului pe care îl are muzicianul în comunitate, în general, și în comunitățile evanghelice. Sunteți acolo pentru a ne motiva și pentru a stimula comunitățile creștine să cânte cât mai bine, cât mai performant înaintea lui Dumnezeu. Nu aș vrea să ne apropiem de ultima parte a emisiunii noastre fără a aminti un verset, două versete din Scripturi care m-au urmărit în perioada asta cât m-am gândit la proiectul dumneavoastră. Psalmul 33, 1 și 2 spune așa: Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul, oamenilor fără prihană leșa de bine cântarea de laudă. Lăudați-L pe Domnul cu harfă, lăudați-L cu alăuta cu 10 coarte, cântați-o cântare nouă, spune și versetul al treilea. Aici ați amintit câteva lucruri despre statura etică a muzicianului, despre faptul că trebuie să aibă o mărturie. Spune Scriptura, oamenilor fără prihană leșa de bine cântare de laudă. Ce se întâmplă în momentul când cântăm fără mărturie, fără inimă, dar cântăm foarte performant? Ce se pierde, ce se câștigă? Cântarea nu ajunge unde trebuie, nu își îndeplinește scopul. Cum știm că noi nu suntem în cer? Cum știm lucrul ăsta? Știți, câteodată când cântă și în bisericile noastre, când cântă câte un frate, chiar dacă nu cântă foarte bine sau unii, când cântă bine, muzica aia te schimbă, te mișcă, rămâi cu ceva, simți că acolo a fost Dumnezeu prezent și Dumnezeu a primit lauda și câteodată nu simți și nu te mișcă, e foarte frumos, poți să o admiri, e extraordinar, poate să fie cântată foarte,
foarte bine, foarte bine interpretată, dar să treacă pe lângă suflet. Da, există acea comuniune a Duhului. Aveam un frate care avea un simțământ spiritual extrem de bine dezvoltat. Se uita, asculta o astfel de interpretare din perspectiva mea ca muzician amator, mi se părea că este excelent. Spunea, nu-i unsă, nu are ungerea Duhului Sfânt. Nu-i cântată și cu inima. Da, nu-i cântată și cu inima. Ce să spunem, vă dorim foarte mult succes, un drum ascendent și mai ales să vă păstrați ambiția de a ține în echilibru performanța muzicală cu performanța vieții, cu o mărturie creștină. De asemenea, sperăm să apăreți cât mai mult în presa laică, să se știe, să se facă cunoscut și să fiți prezenți în cât mai multe spații publice, în cetate. Asta este rolul pe care noi îl avem ca biserică, de a fi o lumină în lume și de a fi sare și lumină în locurile în care v-a pus Dumnezeu. Cred că acest proiect mai poate fi ceva, să fie un loc de încărcare pentru muzicienii creștini și de încurajare pentru muzicienii creștini care sunt în filarmonici. Încărcându-se în această comunitate de breaslă și având părtășie și, de ce nu, făcând niște studii biblice legate de muzică, chemând conferențiari creștini care să, făcând o tabere, cursuri de măiestrie, în care să fie și o componentă spirituală, când vor merge înapoi în filarmonici, să poată fi o mărturie și mai bună acolo. Dacă dumneavoastră mai aveți ceva de precizat. Pe lângă, ca să precizat de profesori în domeniu sau de specialiști, pe lângă orchestră și cor și pe lângă muzică, mai avem alături de noi oameni profesioniști în domeniu, cum ar fi unul dintre ei, domnul profesor Ioan Haplea, profesor dr. Ioan Haplea, el este etnomuzicolog bine, da. Și știe foarte bine lucrurile astea despre muzică. El are și un video pe site-ul nostru în care vorbește despre cântarea și despre adevărata închinare. Se poate urmări pe Consonantis. Da. Și mai contactăm astfel de oameni și avem alături de noi ca să îmbărbăteze lucrarea și ca să fie o voce și ei mai departe. Da, mai avem un proiect, deci în viziunea noastră, înființarea unei școli de muzică creștine. Adică mă gândesc la cei care termină în domeniul ăsta muzical să aibă imediat cum iasă de pe băncile școlii, să aibă unde să profeseze. Și pentru că sunt mulți părinți care și-ar da copiii la o școală de muzică, dar nu vreau neapărat să facă carieră din asta, să le creăm posibilitatea printr-o școală de muzică privată unde să fie învățați de către profesori creștini care termină. Deci și aspectul ăsta l-avem în vedere. Acum, vedem cum călăuzește Dumnezeu proiectele și unde vine binecuvântarea de la Dumnezeu, în partea respectivă o să accentuăm. Este posibil și vă încurajez să faceți acest lucru. Se întâmplă să fiu unul dintre membrii fondatori ai Școlii de Muzică Logos de la Oradea, o școală de muzică privată care tocmai asta face, din cauza dispariției sau delăsării școlilor populare de artă, aproape că sunt superbe, dar lipsesc de desăvârșire, am înființat o școală de muzică privată, Școala de Muzică Logos, alături de Școala Mamă din Chicago. Nu o să vă vină să credeți cât de mulți clienți avem, cât de mulți părinți sunt dornici să-și dea copiii să învețe un instrument muzical, nu să facă din ei profesioniști, ci ca să le disciplineze viața, să-i îndepărteze de tablete, să-i apropie de la tastatură, de claviatura pianului, și avem extrem, extrem de multă binecuvântare și succes în lucrul ăsta. Deci continuați și pe această idee. Este extrem de dornică piața de a absorbi astfel de inițiative. Mai avem încă 3 membri în echipa noastră. Sigur, vă rog să-i amintiți și să-i încurajăm. Da, e Silviu Bratu, dirijorul corului,
Gabi Ghearmati este artist instrumentist, este solist, trompetist de meserie și Lidia Moldovan, ea ne ajută cu partea de secretariat a acestui proiect, ea este muzicolog. Împreună dorim să facem această lucrare și așteptăm toți telespectatorii dumneavoastră la concert. Unii vor putea să ajungă în Cluj, alții sunt de foarte departe, suntem ascultați din Oltenia, suntem ascultați din Canada, din Statele Unite, vă vor ține pumnii și iată, știind că există acest proiect, să încurajez pe prietenii noștri să ajute prin rugăciuni, prin susținere, prin încurajări, scriindu-vă și, de ce nu, și financiar, prin sponsorizări. Oricât de mic, o picătură cu picătură cu picătură face o ploaie binecuvântată. Asta ne dorim și pentru spațiul media, să fie transmisă muzică de calitate. De asta am venit la o discuție cu cei din conducerea Credo TV. Am zis, uite, haide să venim în sprijinul emisiunilor, să aducem creștinii care sunt profesioniști și să cântăm spre slava lui Dumnezeu pe note și la cele mai înalte standarde. Și am găsit înțelegere la postul creștin Credo TV. Le mulțumim pe această cale pentru că ne-au sprijinit și cred că va fi o colaborare bună și de durată. Excelent! Vă mulțumesc pentru că v-ați făcut timp, pentru prezența în emisiune și abia așteptăm să vedem concertul realizat și de ce nu uitați să înregistrați concertul și să vă rămână în arhive absolut orice producție de acest fel. Dragi prieteni, așa cum am spus la început, pe paginile ziarelor obișnuite nu prea apare muzica sau știri din muzică. Iată, vă aducem în această emisiune, în această ediție, între scriptură și ziar, noutăți. Consonantis, un proiect muzical inițiat de câțiva entuziaști și le ținem pumnii și ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și să le dea cântarea potrivită, la vremea potrivită, pentru oamenii potriviți să aprecieze. Vă mulțumesc! Iată-ne în fața unei probleme căreia contemporaneitatea i-a găsit multiple răspunsuri, un buchet semantic și un buchet comportamental larg. Și în cele ce urmează, cu forțe slabe, încercăm să ne oprim în legătură cu semnificația a ceea ce trebuie să însemne muzica în contemporaneitate atunci când ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să poposim în dreptul a patru texte din Scriptură, în care se vorbește despre utilizarea minimală și maximală, am spune, a puterilor pe care Dumnezeu le-a pus în cântare. Primul dintre ele este în Psalmul 77, unde se spune: mă gândesc la cântările mele noaptea, cuget adânc înăuntrul inimii mele, îmi cade Duhul pe gânduri. Cuvintele sunt ale cuiva care s-a ocupat în mod exemplar cu cântarea. Iată o cântare care pune Duhul pe gânduri, care îndeamnă la reflecție pe parcursul nopții și în care textul ebraic care vorbește despre mă gândesc la cântările mele este Eskerah Neginatii. Neginatii, care înseamnă cântări, conține grupul consonantic NG, care dă lăstari semantici în limba ebraică după felul în care este vocalizat. Și se poate spune Nagan, Negev, Nagad, Neged, Nagah, Nagash și așa mai departe. Buchetul semantic înseamnă muzică, a cântat la un instrument cu coarde, în cazul lui David, la chinor, înseamnă miază zi, înseamnă a declara, a spune, în fața, înaintea, a străluci, lumina zilei și în cele din urmă a apropia, a atrage. Numai acest buchet semantic, dacă îl punem la oaltă, și vedem semnificațiile multiple ale ceea ce înseamnă și ce trebuie să fie o cântare veritabilă.
Cel care face lucrul acesta este David, care se validează, aș spune, prin trei lucruri. Pe de o parte, el are o părere umilă în legătură cu persoana sa. El spune, eu sunt un păstor, ce să caut eu la curtea regelui. Cei din jur care spun, este un om care știe cânta bine, și textul adaugă la sfârșitul versetului, și Dumnezeu era cu el. Cred că aceste trei componente fac ca cântarea lui David să se înscrie în ceea ce aș numi muzica eficace. Pentru că în episodul legat de Saul, Duhul rău pleca de la Saul în urma unei practici muzicale care punea la oaltă datele pe care le-am amintit mai înainte. Al doilea text este din profetul Amos și spune așa: aiurează în sunetul alăutei, se cred iscusiți ca David în instrumentele de muzică. Iată un posibil derapaj în care părerile despre tine sunt mai mari decât ceea ce spun cei din jur despre tine. Tot apelând la semantica ebraică, instrumentele de muzică se spune keli shir, și termenul keli, care înseamnă instrumente, ustensile, echipament, dacă acestui termen îi se adaugă un L la sfârșit, după o manieră de amplificare semantică evreiască, obținem cuvântul kalil, care înseamnă ardere de tot, holocaust, în totalitate. Instrumente și cei care îl mânuiesc, dacă se mișcă în acest perimetru al arderii de tot, al holocaustului, produc aceeași muzică validă despre care am vorbit la textul întâi. Al treilea text vorbește despre un derapaj și despre o utilizare muzicală condamnată de profet, în special de Isaia, care califică muzica drept preocupare de curtezane. Textul spune, ia harpa, chinor, același instrument la care cânta David, și străbate cetatea curvă dată uitării, cântă bine, cântă-ți cântecele de mai multe ori, ca iarăși să-și aducă lumea aminte de tine. Observăm că date ale cântării de calitate există și aici. Se cântă bine, este o cântare repetitivă, este o cântare convingătoare. Din buchetul semantic de care am spus, cred că nu rămâne decât ultimul. A apropia, a atrage. Dar atragerea de data asta este atragerea păguboasă, este cea care costă și este o utilizare frauduloasă a puterilor pe care Dumnezeu le-a pus în muzică pentru scopuri pe care această femeie le urmărește și le obține cu ajutorul unei muzici de calitate. În sfârșit, ultimul text ne mută într-o cu totul altă paradigmă. Textul spune, după ce au cântat halelul, au ieșit în muntele măslinilor. Sunt cuvintele din Evanghelia Apostolului Matei, Evanghelistului Matei, la capitolul 26, versetul 31. Cât n-am dat să fim într-un colț și să auzim cum sună o cântare înainte de a urca în muntele măslinilor. Cred că o astfel de paradigmă vorbește despre cântarea din sinagogă, vorbește despre cântarea, cântările de care am vorbit la punctul 1, dar mută toate lucrurile într-o paradigmă care nu mai vorbește despre utilitatea celui care cântă, despre folosința celui care cântă. E o cântare care, în mod absolut, îl laudă pe Dumnezeu pentru ceea ce va urma să se întâmple. Dacă ar fi să rezumăm toate aceste patru texte, am putea constata faptul că, potrivit proverbului italian, ben far non basta, a face lucrurile bine nu este suficient. Potrivit textului din
Psalmul 77 și acela legat de episodul al lui Saul. Muzica veritabilă, muzica despre care vorbim, se validează prin eficacitatea pe care o are în a-l duce pe cel care o ascultă cu inima deschisă și care se lasă convins de puterile și de bunele intenții ale repertoriului și ale felului în care este cântată muzica asta, îl duce, cum am spus, la izvor. De fapt, drumurile sunt multiple, se ramifică în toate felurile. În Orient se spune drumul adevărat este unul singur, cel care duce la izvor. Din cauza aceasta, aș concluziona că în perimetrul celor patru texte, și pe lângă ele sunt o multitudine de altele care încă nuanțează semnificația cântării, o cântare valabilă este o cântare a celor care ei și instrumentele lor sunt jertfă pe altar, care cugetă noaptea la cântările lor și care sunt gata ca după cântare să urce pe muntele măslinilor. Cred că grupul filarmonic pe care tinerii noștri dragi încearcă să îl organizeze și nădăjduim că vor izbuti la parametrii optimi, este ca muzica pe care o fac să o facă cu inimile despre care am vorbit, cu dăruirea celui care ne este exemplu pentru toți și cu eficacitatea pe care o dorim în inimile noastre pentru a se valida prin efectele pe care le au în comunitatea celor care ascultă această muzică și care cad pe gânduri noaptea și care sunt gata la rândul lor să urmeze traseul despre care am vorbit.